Astăzi vom vorbi despre cea mai nașpa, cea mai groaznică, cea mai neagră perioadă din viața mea. Perioada în care m-am îmbolnăvit de tumoare și aproape un an de zile am stat mai mult prin spitale, numai pe la policlinici, pe la analize, RMN-uri, radiografii, o grămadă de radiații. Acum sunt bine, stați liniștiți în caz că v-ați speriat când ați văzut titlul sau începutul clipului. Sunt bine, dar am rămas cu o cicatrice extrem de urâtă și toată bucata asta cât e adâncitura asta număr, eu nu mai am claviculă, că tumoarea mi-a măcinat osul. Putea să se extindă și la alte oase. Și nu mai am voie să ridic greutăți toată viața. Așa că dacă nu conduc cu atenție sau mă bușește unul și fac accident cu mașina, posibil să rămân cu mâna paralizată sau ciung. Să sperăm că nu o se întâmple asta. Așa că dacă vreți să plângeți o dată cu mine în următoarele minute, vreo 20 sau cât o să vorbesc, luați-vă multe șervețele. Astăzi e un videoclip mai trist în care să fiu mai serios ca oricând. Deci, perioada în care am făcut tumoarea la umăr. Pentru cei ce au mai avut probleme oncologice, am făcut mixom. Din fericire a fost tumoare benignă, nu malignă. Că dacă mai era și malignă, adică de-aia care se împrăște în tot corpul, cred că îmi puneam ștreangul de mult. Totul a început în 2017, prin primăvară, cam așa. Dintr-o dată m-am trezit cu o durere de umăr. Am crezut că am dormit eu nasol sau că, nu știu, era perna nașpa, n-am ținut cont. M-a durut o perioadă, dar mi-a trecut. A venit vara, nu prea mai avut probleme, adică a venit, m-a durut un nițel și a trecut. Era cam aceeași durere, nu, mai slabă durerea ca după un vaccin, cum a fost cel de COVID. Și undeva prin toamnă m-a luat iarăși. A început să mă ia tare. Tot umărul era roșu și era umflat. Începusem și clasa 12-a. Pe lângă că începuse să am problemele astea, am mai avut și probleme personale. Nu doar cu școala și cu sănătatea. Tot în perioada aia am vrut să fiu pletos și m-au pus profesorii să mă tun. Eram discriminat de profesoara de mate că nu făceam pregătire cu ea. Cu ștoarfa aia, că altfel nu pot să-i zic. Și pe lângă câți nervi am avut, atâta mi-a trebuit mie, tumoarea. Din cauza școlii n-am putut să mă duc la dispensar. Că făceam naveta, până mă întorceam de la liceu, era închis la dispensar. Și am zis, hai dracu să nu mai lipsesc de la ore, că asta chiar mă lasă cu origen. Probabil tot m-a lăsat. Și în ultima săptămână înainte să iau vacanța de an, n-am mai ținut cont, nu mai puteam efectiv să dorm de durere și m-am dus la dispensar. La dispensar mă trimite la... De la dispensar îmi dă trimitere la... reumatism. La Matei Balș, parcă. Mă duc acolo și era o doctoriță tânără. Îmi zice, asta nu e problemă de reumatism, asta e de ortopedie. Caut ortoped. M-am dus la urgențe în București, la Floreasca. Mi-a făcut o radiografie doctorul de acolo. Era un doctor destul de tânăr. Maxim 30 ceva de ani, cred că avea, iar de mai mult de glume. Făcea mișto de mine, zicea, hai mă recunoaște că ai căzut și ți-ai rupt clavicula. Eu i-am zis că n-am căzut, nu m-am lovit nimic. Începuse să-l întrebe pe taică-miu, că el m-a dus până acolo. Zicea lui taică-miu, hai vreau spune, s-a lovit, ce a făcut, că nu vrea să recunoască. Tot iar de-aia doctorii de glume, că era că am căzut eu. Și până la urmă îmi dă trimitere să fac un remeneu. Între timp am mai fost la un alt doctor din Urziceni, un doctor care e bătrân în meserie, operează de ani de zile, profesor doctor, din fericire a avut experiență. La fel mi-a zis remeneu. Bine. Și am făcut remeneu. Eu am vrut să mă duc pe la mai mulți doctori, dar multe cabinete erau închise, că venea perioada sărbătorile. Asta în... Deci prin 20-21-22 decembrie 2017 am început cu analize, cu zeci de pastile pe săptămână, deci luam o grămadă de calmante în fiecare zi, că nu mai puteam să dorm noaptea de durere și mă mir că nu mi-am făcut ficatul, vraiște. Norocul meu e că în perioada aia n-am mai băut suc, de fapt mă lăsasem de băut suc, mă lăsasem și de alcool că nu puteam să beau, că luam pastile multe, atât mai trebuia să beau suc și ficatul meu mi se făcea pateu. Îmi fac la urmă un remeneu undeva prin Titan, parcă, în București, prin cine e din zonă. Și mă duc cu remeneul întâi la Floreasca.
la urgențe în București. Fix după Revelion mi-a venit rezultatul. Vă dați seama ce la fix a venit. Că așteptând atâta, că a fost și perioada aia cu sărbătorile, am și amânat eu să merg la doctor să-mi dea trimitere, că voiam să mă duc la școală, că altfel puneau absențe, nu mi le motivau să dea dracii în el de liceu. Na, am tot amânat și timpul a costat sănătatea mea până la urmă. Se face 2018, trece Revelionul, mă, cum spuneam, m-am dus la Floreasca. Doctorul era răgușit că a petrecut de Revelion. Ia CD-ul cu remeneu, îl bag în calculator, când văd că avea Windows XP, mi-am făcut cruce. Asta e aparatura medicală în România, Windows XP în 2018 și probabil și acum. Vede rezultatul, nu i-a venit să creadă ce e acolo. I-a chemat pe veteranii pe ortopedie ai spitalului, că el n-a mai întâlnit așa ceva. Și au venit ăia mai bătrâni ai spitalului și au rămas. Dom'le, deci chestia asta n-am mai văzut-o de ani de zile, ceva extrem de rar în România. Deci eu eram mai cu moți până la urmă. M-am dus cu remeneu și la doctorul de la Urziceni, care și el na, lucrează la un alt spital în București, la CF2. Cum am spus, omul, profesor în meserie, a mai întâlnit din astea. Și a zis, veniți la mine la CF2, facem o biopsie, adică îmi făcea o crestătură, o operație, lua o bucată și trimitea la laborator ca să vadă ce e. De fapt, întâi ideea era să vadă ce e în interior. Dacă e puroi, dacă e infecție, dacă e orice. La tumoare nu s-a aștepta nimeni să fie. S-a aștepta să fie chiar și un ăsta, un chist. Dar nu, a fost direct tumoare. Așa că m-am dus undeva prin ianuarie. Perioada aia deja începusem să slăbesc. M-am și ras în cap să-mi las părul lung, singura parte faină în chestia asta. Dacă vă arăt niște poze de atunci cu mine, vă speriați, eram băț, eram chel, nu eram chiar chel. Aveam atâta părul în cap că m-am ras eu în cap să-mi las părul lung. Da. Și m-am dus să mă operez. Îmi ia mostră, m-a ținut maxim o săptămână și m-a trimis acasă. Prima mea operație. A fost, cum să spun, întâi a fost un șoc pentru mine când am văzut cum arată spitalul ăla. Că era spital de stat. Acum mi se pare că l-au renovat. Și atunci era în reparații, dar pe alte secții. Fix la ortopedie unde am avut o treabă, era la fel ca acum 100 de ani. Cum să zic, arăta exact ca spitalul din Outlast, dacă știi jocul. La fel arătau și horurile și sala de operație și saloanele la ortopedie acolo. Ba chiar, la spital acolo, s-a filmat în 2008 o parte din filmul Ghost Rider 2. Puteți să căutați pe net să vedeți că s-a filmat fix în spitalul CF2 din București, în sala de operații unde m-am operat eu. Atât de horror arăta. Și aștept rezultatul. Pentru că, bineînțeles, cum îs analizele astea și clinicile de stat din România, aștepți rezultatul, cum să spun, tu mor și nici nu-ți vine rezultatul. Între timp, vine și perioada cu competențele lingvistice digitale, ca să nu zic oralele. Că în perioada aia se dădeau în februarie. Am numerit 100 de ani în februarie competențele, în 2018. Și eu nu m-am mai dus să-mi fac operația că venise rezultatul, că trebuia să merg la competențe. Din nou, timp pierdut, sănătate pierdută. Puteam să-mi salvez osul. Nu mai eram atât de handicapat acum. În fine, am dat competențele de m-am chinuit. Nici nu mai puteam să scriu la școală după. Că nu mai puteam să mișc mâna, atât un pic din dește și atât, dar în rest să ridic nu mai aveam forță deloc. Mergeam tot timpul cu mâna în fașă. Nici să fac live-uri nu mai puteam. Nu știu câți ați fost, câți sunteți abonați la mine în acea perioadă. Și vine prima operație, atunci după competențe. În rezultatele de la analize, a ieșit că e afecțiune non-tumorală, nu mai știu ce. Am uitat cum era, am foile prin casă, nu le mai caut acum. Și mă duc la operație. Doctorul când a văzut ce rezultat era, a zis că nu-i grav. Acum, ori au greșit ăia rezultatele, ori erau proști. Când a desfăcut din nou unde eram operat să mă taie iarăși să mă opereze cu gândul că îmi scoate chestia aia și gata,
nu se potrivea cu ce era în analize. Doctorul era ferm convins că e cancer. Da, ți-a auzit bine, era ferm convins doctorul că e cancer. M-a cusul la loc, mă rog, cum funcționa procedura. Din nou au luat mostre și le-a trimis la și mai multe de-astea de analize. A trimis-o și pe maică-mea, nu știu unde să facă analize. A trimis și spitalul, nu știu unde să facă analize la mostrele alea, că nu era ce trebuie. A vrut să asigure doctorul că poate nu era cancer, dar era fel convins că e cancer. Și cum să zic? Nasol, ce să zic? Bă, începuse să mă obișnuiesc cu gândul că sunt șanse să devin ciung. Măcar cum eram și fără păr în cap în perioada aia, puteam să mă duc să cerșesc sub turnul Eiffel. Măcar eram și eu mai credibil. Măcar atât. Și așa, mi-am dat seama că viața mea probabil e deja ruinată în momentul ăla. Vin rezultatele după o grămadă de săptămâni de așteptare, sau o lună, nu mai știu exact cât. În continuare eu tot slăbeam, plus că am mai avut spitalizări și analize multe de făcut. Mă internez din nou. Dar nu venise încă un rezultat și m-am internat degeaba. Plecasem de la spital galben. Deci eu nu mai arătam om în perioada aia. Din fericire mai vine un rezultat și a ieșit că nu e cancer. Era tumoare, mic somn, dar nu era cancer. A mai trebuit să fac pe lângă o grămadă de RMN-uri pe la toate clinicile. Cele mai multe le-am făcut la, deci am făcut întâi la Titan sau Vitan sau ce e în zona aia acolo, clinică, policlinică, cum s-o chema. Am mai făcut după RMN-uri la Regina Maria undeva în Băneasa și am mai făcut scintigrafii la Spitalul Militar din București, undeva pe lângă Gara de Nord, la o stradă două distanță. În fine. Și vine perioada în care urma ultima operație. Faza e că n-aveam scintigrafia făcută, că trebuia să mai fac o scintigrafie înainte de operație. Mai amână operația până găsesc scintigrafie de făcut, că nu trebuia programare și nu mai erau locuri. Erau locuri doar abia prin iulie și eu trebuia să mă operez în iunie. Când colegii se duceau la banchet, eu eram pe masa de operație. Deci slăbisem într-un hal de la, cum să spun, că dracu aveam pe atunci 1,78-1,80, aveam vreo 50 ceva de chile. Deci eram băț. Eu acum, cum mă vedeți, am vreo 7-6. Eram extrem de slab. Și, cum să spun, nici forță nu mai aveam, nici nu puteam să dorm noaptea de durere. Țin minte că într-o dimineață când m-am dus la școală și m-am urcat în autobuz, rupt de somn că nu puteam să dorm de durere, am găsit un scaun liber și era una care dormea cu fața lipită de geam. Îmi venea să o zbor prin geam de nervi. O să vă mai zic și ce, cât de mulți oameni jegoși am întâlnit în perioada aia sau cât s-au dovedit ca fi niște jegoși pe atunci. Și vine ultima operație. Până la urmă, a reușit să găsesc o programare la o scintigrafie să-mi facă. Mi-a făcut o programare aia și a urmat ultima operație. O să vă zic mai pe final și ce trăire am avut în spitale. Acum vă zic doar pe scurt cum a fost și mai multe detalii spre final. Că poate n-aveți timp să vă uitați la tot clipul. Și, cum spuneam, ultima operație. Nu știu cât a durat operația, fix înainte să mă operez, mi-a și dat careva niște clipuri cu oameni care s-au trezit în timpul operației, ca să mă încânte și mai mult. Până la urmă, țin minte că m-am trezit mai spre finalul operației și l-am întrebat pe domnul doctor dacă mi-a scos tot. A zis că gata, m-a operat, a scos tot și a mulțumit și am adormit la loc, cică. Oricum începuse, când m-am trezit de anestezie, să le vorbesc în franceză, să le cânt cargo povestiri din gară la asistente. Ziceai că-s drogat. Adevărul e că mergeau la fix o anestezie după ce am stat în salon cu boșorocier, sfureau într-una. După ce m-a operat, m-a pus în dita mai gipsul. Era ca tunica de 2 tone din desene, dacă mai țineți minte. Aveam mâna așa și tot, deci cam așa în jurul gâtului, până la burtă, eram în dita mai armura. Abia mai puteam să mă ridic din pat în perioada aia. Când îmi schimba bandajul, că eram pansat aici,
Mușcam dintr-un prosop de durere de mă durea maxilarul. În halul ăla mă durea când trebuia să tragă de bandaj și să schimbe betadina și să-mi pună la loc. Deci am stat vreo lună în spital atunci. Și gândiți-vă și voi. Stăteam în spital internat cu dita mai armura aia pe mine vara, în iunie. Vă dați seama cum a fost. Nu puteam să mă spăl pe dedesubt. Mă spălam și eu pe gât, pe mâini și pe picioare, atâta. Nu puteam să mă spăl pe aici, pe unde se împuțise tot bandajul ăla. Mi-a dat drumul acasă, dar tot am stat cu ăla câteva săptămâni. Mă duc după aia să-mi-l dea jos, când am văzut cum avea mâna, deci până să mă opereze, cum să spun, toată zona asta de la umăr așa încoace era două, hai că exagerez, era cam ca trei degete de-astea. Patru în niciun caz. Deci aveam toată mâna asta așa, toată porțiunea asta unde mușchi eu acum, trei degete era. Osul și atât, piele și os. Și cum spuneam, deci la operație a trebuit să-mi taie din claviculă care era măcinată de tumoare. Pentru că a trebuit să amând din cauza școlii operațiile. Poate dacă nu amânam atâta și mai bine rămâneam dreacul repetent. Nu mă mai duceam în clasa 12 la școală și mai făceam o dată a 12-a. Asta e, scăpam și eu, poate aveam mai multă claviculă acum și nu mai eram atât de vulnerabil. Asta e, viața merge înainte. Măcar am terminat dreacu cu mizeria aia de liceu. Îmi dă bandajul la jos și când am văzut câta gaură am în umăr, mă și gândeam în ce naiba mi se mai ține mie mâna, efectiv, brațul. Zicea doctorul că mai trebuie să stau cu mâna în fașă, dar să încep să o folosesc. Să mănânc, să sc nu să scriu. Să nu mai știu exemplu meu, dar pentru chestii gen cât așa când mănânc sau beau apă, să o scot din fașă și să o folosesc. Dar în rest, să o țin în fașă că na, nu puteam să o mișc ca acum. Mai trec niște săptămâni și mă duc din nou la spital. Nu la spital, m-am dus la cabinet la el în urziceri. Și îmi dai ajuns și mă pune să-mi folosesc mâna. Încep să o ridic, să fac niște așa, niște mișcări, a zis, bă, e bine. Inițial se gândea să îmi pună ori o tijă să mă operez o dată, ori o grefă, ori să mă lase așa eventual să fac ceva kinetoterapie, cât să măresc trapezul ca să se țină în mușchi. Dar până la urmă n-a mai fost nevoie că am mai făcut în continuare analize. Ideea era că era vorba să fac și chimioterapie sau cum se cheamă. Adică cu radiații de alea, cum fac ăia bolnavi de cancer și iarăși încă de părul. Am scăpat de chimioterapia aia. Și de kinetoterapie am scăpat. Din fericire, doctorul m-a operat bine că a avut experiență. Că na, era printre cei mai mari doctori din țară adică încă e, încă activează pe domeniu. Era printre cei mai mari doctori din țară, poate chiar cel mai mare ortopedie, sau cel puțin în zona asta sudică a Bucureștiului. Ne, și a rămas când mai am vreo furnicătură, mâncărime, cea mai mică durere, să mă duc neapărat să mă consulte și să facă din nou RMN-ul, scintigrafie ca să cureți iarăși, pentru că mi-a zis 5 ani de zile după operație sunt șanse să apară iarăși. Dacă nu era benignă și era malignă, putea să mai apară și în alte părți ale corpului. Din fericire, doar aici a mai apărut, dar se întindea foarte mult. Acum, momentan, au trecut 3 ani de la operație. N-am probleme, n-am dureri. Atât am observat că eu dacă mă întind cumva așa, vedeți cât îmi iese bucata asta așa în afară? Aici nu iese așa. Dar în partea asta îmi iese mult în afară. Stați cum faci? Așa. Bucata asta tot. Toată porțiunea asta în spate, când mă întind, îmi iese mai mult în afară și mâna asta pot să o duc mai în spate față de cealaltă. N-am voie să ridic greutăți. Asta e. Și pe lângă asta, nu știu dacă se vede, uite, aici, cum apăs, e bucata din claviculă. Și mi-a zis doctorul că stă erect, adică că stă în sus, nu mă gândiți la prostii. Uneori, dacă nu stau bine, se împinge așa în carne și mă înțeapă un pic. Dar, în rest, momentan sunt bine. Acum să vă zic și niște trăiri pe care le-am avut și în spital și cu școala. Dirigul meu era cel mai muist profesor din tot liceul. Am și aia de mate la fel. M-a trecut până la urmă la mate doar pentru că s-a operat și că i-am zis că nu dau bacul.
că dacă dădeam bacul, nu mă trecea la mate ca să nu-i stric ei statistica. Cu probabilitatea și prostia ei, că asta-i păsa ei. Să iasă bine la statistică la grad, dar eu o să mă chinui cu tumoarea, ori mă lasă repetent, ori așa. Dar eu oricum nu mai voiam să merg la școală, efectiv. Dar asta e, măcar am scăpat mai repede de mizeria de liceu când mi-am dat seama ce oameni sunt acolo. Pe lângă profesorii care mă detestau că eram pletos și m-au pus să mă tund, după aia îmi vorbeau foarte frumos. Li s-a făcut și lor milă de mine. Că, vezi, domne, dacă nu eram bolnav, mă urau în continuare că eram pletos. Adică, cum să spun, la un moment dat ne ținea de mate peste program cât încă o oră în plus. Bineînțeles, unii n-aveam autobuz să plecăm la timp și plecam seara. Păi câțiva i-a lăsat să plece acasă, pe mine nu m-a lăsat. După ce am făcut tumoarea, m-a lăsat și pe mine să plec acasă, că ziceam că trebuie să-mi iau tratamentul. Că dacă nu eram bolnav, nu mă lăsa să plec acasă, că nu aveam mașină efectiv să mă întorc acasă. Ce făceam? Stăteam până dimineața următoare, dormeam pe bancă în parc. Mă rog, mai aveam seara pe la 7 și atât autobuz pe atunci. Da, cam asta a fost treaba. Dirigul făcea mișto de mine că eram singurul din clasă care rămas corijent la mate, deși eu mai toată clasa 12 am stat prin spitale. Așa că din partea dirigintelui meu sper să-i moară familia și copiii ca așa merită. Am avut niște colegi muiste, că altfel nu pot să le zic. Venise vorba să facem pozele alea de final de an. Și vorbise ele cu nu știu ce fotograf, că școala care făceau înainte nu era bun, că nu știu ce, cred că le plăcea de ăla. Și le întreb eu până la urmă, cât costă pozele? Că veni ziua de poze și unii au făcut, mai trebuia să-mi fac eu și mi-au zis, Ovidiu, du-te la sala de sport să-ți faci pozele. Și eu am întrebat, cât costă? 200 de lei. Și eu am întrebat, și ce ne face 200 de lei? Păi pozele de diplomă, de album și filmări la banchet. Cu editare, cu tot. Și m-am gândit, bă, dacă filmează și editează, da, înțeleg. Și le-am zis, eu nu pot să vin la banchet. Tot 200 de lei plătesc pentru câteva poze? E problema ta că nu poți să vii. Și în momentul ăla, efectiv, mi s-a făcut o scârbă de toate muistele alea de la mine din clasă care îl pupau în cur pe dirigul și pe alți profesori și și-au permis să-mi zică că e problema mea că nu pot să vin la banchet. Și până la urmă, mai bine că nu m-am dus la banchet și am rămas în spital decât să merg să le văd pe muistele alea acolo. Mai bine că am stat pe masa de operații bandajat cu perfuzii și cu boșoroși care sfărăiau decât cu asemenea curve. Că altfel nu pot să le zic. S-or fute, nu s-or fute pe bani, pentru mine sunt niște curve. Și merită să moară bolnave de cancerele și familia lor și copiilor pentru așa ceva. În perioada aia mă înrăisem foarte mult și probabil m-am înrăit și acum. Și pentru mulți... A, mai aveam și vreo două proaste în clasă care mai făceau mișto de mine, că asta e mâna dreaptă. Acum cred că se vede oglindită imaginea, dar asta e mâna dreaptă. Și mai făceau alte proaste, mai ales una blondă, ca să fie stereotipul făcut. Și alta fără țâțe, cu țâțele mai mici ca mine. Las că merită ea să fie scândură. Făceau mișto de mine, Ovidule, cum mai faci laba acum, nu știu ce? Că mie de labă mai merdea în perioada aia. Băgava și pula în suflet să vă bag. Că oricum nu mai țin legătura cu colegii ăia. Doar cu vreo 2-3 pe WhatsApp și atâta. În rest, cu restul nici nu mai am ce vorbi, că mi-am dat seama cât de mui sunt. Pur și simplu, eu eram cel mai ușă de biserică, eram chiar respectuos, chit că aveam eu glume mai retardate cum fac eu pe live-uri, bă, nu permiteam să râd de sănătatea cuiva. Mai ales cum eram, vai de capul meu. Mai aveam un coleg în clasă cu care cu vreo 2 ani înainte am vrut să-i tai gâtul cu un compas, ghiciți ce? S-a comportat extrem de frumos cu mine. Când și-a dat seama în ce situație mă aflu, omul ăla s-a pișat pe toate curvele alea care erau de nota 10 la toate materiile, nu știu ce. Bă, omul ăla care era cel cu care voiam să mă iau la bătaie să mă omor cu el, că na, ne certam ca proști de copii ce eram noi, bă, și-a dat seama până la urmă ce treaba. Mă întreba mereu dacă vrea să se ducă până la farmacie să-mi ia niște analgezice ceva, dacă mai am pastel la mine, deci extrem de frumos se comporta ăla. Dovadă că există umanitate, dar în cine nu te aștepți tu. Și de mulțumit, într-adevăr, pentru că am putut să trec peste, că am mai avut probleme personale în perioada aia și la un moment dat chiar mă gândeam să iau tot mai cuțitul să mi-l bag în mână sau în gât, că nu mai suportam eu.
În primul rând, nu o să mulțumesc niciunui Dumnezeu că eu din perioada aia, chiar dinainte de perioada aia, am devenit ateu, pentru că m-am convins că nu există nimic acolo sus, că dacă ar fi existat ceva acolo sus să țină la mine, n-aș fi ajuns în halul ăsta și în chinurile alea de voiam să mă sinucid de în fiecare zi. Așa că cine zice mie că a ținut Dumnezeu cu mine să se ducă să se pocăiască mulți că eu nu cred în nimic, de atunci eu am devenit ateu și nu cred în nicio spiritualitate, nimic, cred doar în evoluție și atâta. Îi mulțumesc doctorului că a reușit să-mi fac operația foarte bine și n-am rămas cu sechele de atunci. Mă rog, sechele doar în mintea mea, dar fizice nu mai am. În afară de faptul că sunt vulnerabil, în rest ok. E bine că nu s-a ajuns la ceva mai rău, s-a ajuns să am mâna paralizată sau să fiu chiar ciung. Și mai vreau să-i mulțumesc un YouTuber care nu mai e printre noi, din păcate. Dacă nu știți cine e, vorbiți între voi prin comentarii, eu nu vreau să aduc vorba de acea tragedie. Ideea e că omul ăla tot așa, fix în aceeași perioadă era prin spitale ca mine. Tot așa, el nu mai putea să meargă și nici nu mai vedea bine. Devenise semi-orb. Și amândoi am avut de făcut RMN-uri și integrafii și oarecum ne simpatizam unul pe altul, ca să zic așa. Și omul ăla mi-a făcut mult suport moral. Și mi-a zis că cum îs eu chinuit atunci încă mai aveam puterea să stau totuși cu fruntea sus uneori. Și omul ăla m-a încurajat mult să trec peste acea perioadă. Și de aceea eu mereu am avut și o să am respect pentru omul ăla, la care alții au făcut mișto de el și au făcut videoclipuri pe seama tragediei lui. Și pentru toți aceia care ați profitat de o tragedie, că a plecat de pe această lume un YouTuber care, cum să spun, pe voi v-a inspirat și v-ați poate chiar i-ați mai copiat și din replici pentru mizeriile voastre clipuri și voi ați făcut live-uri sau episoade sau ați pus postări pe Instagram ca să vină toți pruncii să facă dezastru el pe serverul de Discord, ce să zic. Sper să nu pățiți ce am pățit eu sau el. Să vedeți cum e după. Aveți grijă, sper să nu ajungeți ca noi. Așa că și cam asta ar fi povestea cu tumoarea mea, prin ce am trecut, ce colegi muiste am avut. Poate și de asta am ajuns așa misogin pentru unele țărănci. Și încă o fază de poveste în spital a fost că, na, pe lângă că mă trezeam din anestezie de parcă eram drogat. Clipul pun direct așa, nu tai nicio înjurătură, îl iau direct și îl pun așa, dacă nu s-o întrerupe filmarea. Cum ziceam, deci mă trezeam de parcă eram drogat. Singura parte bună, că fiind internat și erau moșnegii aia săraci care sforeau și ei că erau bătrâni, bă, era la fix o anestezie. Asistentele și infirmierele erau niște drăguțe cu mine, din păcate nu era. Am văzut o singură asistentă care era tinerică, cred că de-abia terminase școala de asistente, bă, și era una înaltă. Nu i-am luat și eu WhatsApp-ul sau Instagram-ul, mi-ar da și mie de chestii. N-am avut și eu gagici prin spitalul ăla. Măcar una ciungă de maxim un picior să găsesc și eu pe acolo ortopedie să vorbesc și eu cu ea. Na, doar moși și babe. Mai aveam moși de aia care țipau noaptea, că se trezeau în anestezie și făceau urât. O babă care țipa de se auzea tot holul. Lunul i-a făcut spălătură la stomac 2 seri la rând și n-a venit să-l schimbe și se împuțise tot salonul până pe hol la ieșirea din spital în curte mirosea diaree de la el. Partea bună a fost că unde e spitalul CF2, vine după aia o stradă mare și apoi pe partea cealaltă e Romexpo. Și fix atunci cânta Scorpions. Eu mă uitam din curtea spitalului cum treceau rockerii, se duceau la concert, nu sunt fan Scorpions. Dacă n-am văzut atâtea rockerițe, deja venea să mă dau capul de pereți. Măcar răsuna muzica la fix acolo în curtea spitalului. Singura parte bună. Și cam asta e treaba. Și mai aveam câțiva oameni cu care cu unii încă mai țin legătura așa acum pe WhatsApp, pe Instagram, care mi-au ținut de urât când nu puteam să dorm și când zăceam în pat și când eram la spital și sforeau aia și nu puteam să dorm. Dar cel mai mult mulțumesc doctorului și acel YouTuber care mi-a făcut sprijin moral că când eram acasă steam cu el toată noaptea pe Discord, inclusiv de ziua mea. Am stat cu el toată noaptea pe Discord și când urma să ne mai vedem și noi, s-a întâmplat și asta e. Aveți grijă de voi când aveți vreo problemă de sănătate, mergeți la doctor neapărat. De asta am insistat și să mă vaccinez, că n-aveam chef să trec iarăși prin spitalele românești.
Încă un motiv pentru care eu urăsc PSD-ul, pentru că fix în perioada era PSD-ul la conducere peste tot, sistemul ne învățăm, sistemul medical și oricum mai tot timpul PSD-iștii au fost la putere și de asta e țara cum e, de asta spitalele sunt oribile cu mâns, de asta școlile sunt oribile cu mâns cu profesori muiști și de asta eu toată viața am să urăsc PSD-ul. Da, ce să mai zic? Aveți grijă de sănătatea voastră, sper că nu mai e nevoie să aduc vorba despre tumoarea asta, dacă v-am întristat îmi pare rău, dacă vi se pare că mi-am plâns de milă, mai uitați-vă o dată la clip să vă convingeți că n-a fost așa. Am mai făcut un clip după ce am ieșit din spital, dar nu are titlul legat de chestia asta și nu știu dacă mai am public. Am mai povestit pe acolo chestii în spital. O să urmez niște story time mult mai fericite. Sper că v-a plăcut ăla anterior în care v-am vorbit de nuduri. Încă nu l-am postat când filmez asta. Sper că v-a plăcut și sper că ați învățat ceva din clipul ăsta și anume... Aveți grijă de voi, cel mai important. Poate că și de asta în acest moment mi s-a agravat și mai mult faptul că sunt introvertit, uneori chiar și anxios, adică mă feresc pe stradă să trec pe lângă mulți oameni, mă duc prin parc, văd mai mulți oameni pe o bancă, o ocolesc pe altă alee. Da, frumos ce să zic. Din cauza asta am devenit mai antisocial. Norocul meu e că măcar ușor, ușor încep să revin și eu. Hai, aveți grijă de voi și o să urmez niște story time-uri mai faine. Lăsați în comentarii ce story time-uri vreți să vă fac și dacă aveți și voi experiențe cu spitalele, scrieți-le aici. Ne auzim data viitoare. Aveți grijă de voi.